Moților, aici sunt moții. Țara moților, vă așteaptă. Ne v-am găsit. Bine ați venit. Mergem împreună. Mergem în antici. Va rămâne de-a pururi orașul Marii Unii din 1918. Alba Iulia a devenit un loc unic al istoriei noastre, pentru că românii au reușit să înfăptuiască aici idealul național suprem, Marea Unie. Aici s-a refăcut, după secole, România mare, România puternică, România demnă, România respectată. Aici, România, de fapt, a devenit ceea ce consider că este cea mai importantă realizare a noastră istorică, o adevărată putere regională. Iar după războiul, primul război mondial, încheiat în 1918, mari oameni de stat ai României, regele Ferdinand, primul ministru Ionel Brătianu, au pus bazele unei noi modernizări a României, care a transformat țara noastră într-o țară prosperă. După cum bine știți, anii 30
au devenit un simbol al prosperității României, al progresului social și cultural. Anii 30 s-au constituit într-un adevărat simbol la care ne place să ne raportăm de cele mai multe ori când privim înapoi către istorie. E bine, cu astfel de simboluri s-a făurit România Mare, legislativ, prin care se va construi un nou monument dedicat momentului Unirii în anul 2018 și acest monument, după cum știți, va trebui să fie amplasat la Alba Iulie. Stimați colegi liberali, eu am convingerea că marile eforturi și sacrificii ale înaintașilor noștri trebuie să fie nu numai un exemplu la care să ne raportăm.